Berbecii rezolvă astăzi o situație care le dădea bătăi de cap pe plan financiar. Spre seară vor sărbători reușita. Ocazie de zile mari și pentru tauri pe plan profesional primesc o sumă frumoasă de bani ca bonus pentru o activitate pe care au desfășurat-o cu succes. Geminii vor reuși să cucerească o persoană care le atrage atenția de ceva timp. O veste bună pentru cei care nu sunt deja într-o relație. Racii atrag atenția oriunde se duc astăzi. Le este recomandat să folosească șarmul pe care îl au. Leilor li se va face o propunere interesantă astăzi. Trebuie să fie atenți și să nu cumva să-i dea cu piciorul. Este indicat să își dedice mai mult timp familiei. Fecioarele nu ar trebui să se grăbească să încheie un contract sau o înțelegere, mai ales dacă au dubii. Este indicat să ceară mai multe detalii. Balanțele vor fi toată ziua pe drumuri pentru a rezolva niște probleme în familie. Cu toate astea, găsesc timp să le dea sfaturi și celor din jur. Apar ceva confuzii în viața scorpionilor, un lucru este sigur: sunt la un pas de obiectivul propus, așa că trebuie să țină capul sus. Săgetătorii au multe motive de bucurie dacă sunt în căutarea unui nou loc de muncă și pe deasupra dau dovadă de punctualitate, succesul este garantat. Capricornii își recuperează buna dispoziție, au și de ce, în viața profesională totul merge ca pe roate, iar în compania partenerului petrec momente la care visau de ceva timp. Entuziasmul nu le lipsește nici vărsătorilor, dau dovadă de creativitate și idei bune la locul de muncă, poate pentru că se apropie cu pași repezi weekendul sau poate că se apropie o vacanță. Iar peștii fac planuri pentru un eveniment important, trebuie să fie atenți și să nu cheltuiască absolut toți banii pe care îi iau.